doamna Voicu, povestiți-ne în primul rând cum a fost pentru dumneavoastră experiența de la colectiv. Ce a însemnat la momentul respectiv? Ce să vă spun, a fost o experiență foarte grea pentru mine, o experiență care practic mi-a marcat existența în viața profesională. Sunt printre puținele zile despre care mi-aduc aminte și acum. Fiecare minut, fiecare secundă mi-au rămas în minte. O experiență destul de dură pentru un medic care practic până atunci mai m-am întâlnit cu asemenea cazuri. Deci practic nu ați mai avut pacienți cu rani până atunci? Cu arsuri? Nu, nu, este prima experiență. Destul de dură, o experiență destul de dură la vremea aceea. Povestiți-ne cum ce s-a petrecut în noaptea respectivă, noaptea când a avut loc tragedia. Ați avut o tură normală cu o zi înainte? Deci am intrat în gardă în acea zi la ora 2 după amiaza. Totul a decurs ca o gardă absolut normală până seara în jur de ora 11 aproximativ. Când am fost întieram, mă rog, dădeam o anestezie la neurochirurgie în sală, o anestezie normală. Când am fost sunată de către un chirurg și am fost rugată, te rog frumos, coboară acum urgent în UPU. Am fost șocată, practic, de regulă mă sună UPU să cobor. Da? Deci m-a sunat un chirurg impresionat. Bine, urma să mă sune și medicul din UPU. Foarte impresionat de ce a văzut. Coboară urgent. Am coborât acolo, imediat pe scări și nici n-am intrat bine în camera de gardă. Când imediat au început să intre târgile cu pacienții, am rămas, nu pot să vă spun ce am simțit în suflet atunci. Practic, intrau pacienții, au fost în jur de, erau trei pacienți intubați, arși cu arsuri pe suprafețe destul de mari și un pacient care era conștient, care avea și el arsuri, dar, mă rog, băiatul domnului Chelba. Alex Chelba. Alex Chelba, care era conștient, era cooperant, era stabil hemodinamic, el era undeva în partea dreaptă și spunea, în stânga era, și spunea într-una că e bine, că, mă rog, mi-a povestit în mare parte ce s-a întâmplat. Și atunci, mă rog, pe el m-am ocupat de pacienții care erau intubați. Și în momentul în care i-ați văzut, practic, ce, ca medic, care a fost prima reacție? Adică... Am fost șocat, am stat acolo câteva minute pentru a selecta pacienții, pentru că practic nu aveam atâtea locuri în terapie, nu aveam unde să-i pun. Trebuia să selectez, să fac diferență între pacientul critic care are nevoie de terapie intensivă și pacientul care putea fi tratat practic și pe secție. Și de fapt doar patru pacienți au ajuns în terapie intensivă. Trei erau intubați și băiatul domnului Chelba, Alex Chelba, care nu era intubat și cu care puteam să stăm de vorbă, era conștient, era cooperant. Ne-a povestit de fapt ce s-a întâmplat, prin ce a trecut în noaptea aceea. Ce v-a povestit Alex Chelba? Mi-a spus practic că reușise, din câte mi-aduc aminte, să iasă din acel club. A reușit și a avut așa o chestie, că mi-am de că l-am întrebat și s-a întors înapoi, pentru că își uitase aparatul de fotografiat. A stat câteva minute sub o masă și apoi a reușit să iasă. Din câte mi-aduc aminte, cred că singur a ieșit. Dar avea arsuri foarte grave? Avea arsuri. Nu mai țin de să vă spun exact pe ce suprafață avea. Era notat în foaia de observație, nu mai aduc aminte exact pe ce... Care a fost cauza decesului, în general, la pacienților arși în colectiv? Am înțeles că problemele nu erau neapărat atât de mult la nivelul arsurilor pe piele, ci la nivelul faptului că... Aveau arsuri de căi aeriene, da. Aveau arsuri. La o bună parte din ei, aceste arsuri de căi aeriene, aceste injurii de căi aeriene, au fost confirmate pe broncoscopie. La alții nu au fost confirmate. Dar vă dați seama, faptul că au inhalat fum, e clar că a existat o intoxicație cu monoxid de carbon și cu diverse cianuri și alte substanțe toxice de acolo. Edemul de căi aeriene, care a fost foarte important, are deseu infecțiile care bine, au dus la decesul tardiv al lor, sepsisul. Din păcate, noi nu avem, ați înțeles, în puține spitale în țara noastră care își permit să trateze cu adevărat acești arși. Practic, un ars trebuie izolat, trebuie fiecare ars să stea în salonul lui, să aibă cada lui, deci zona lui proprie.
Noi, mă rog, eu am făcut tot ce am putut, tot ce mi-a fost în putere să fac în acea gardă. Vă dați seama, eu aveam pacienți în toată terapia urgentă, a trebuit să izolez un salon, da? Să-l pregătesc două saloane, să pregătesc două saloane pentru ei. Pentru că, practic, un salon conține trei paturi, are trei paturi. Și de urgență a trebuit să creez o situație în care să le fac loc lor. Foarte greu a fost, foarte greu, pentru că era o chestie de minute. Aproximativ câți pacienți au venit la Pantelimon în noaptea aceea? În terapie au fost patru pacienți, trei pacienți în stare foarte gravă și băiatul domnului Chelba, care era într-o stare alterată, dar era conștient, cooperant, avea un grad de hipertensiune. Dar puteai să vorbești cu el, v-am spus, deci mie mi-a povestit prin ce a trecut, ce s-a întâmplat. I-am și spus, zic, dar de ce te-ai întors, Alex? Pentru că m-am întors după aparat. Probabil că dacă nu se întorcea, avea alte șanse, m-ați înțeles? Nu ajungea să ai barsuri pe suprafețe atât de mari și nu inhala atât de mult fum, pentru că nu stătea un timp îndelungat într-un mediu toxic. Scădea timpul de contact. Câți au supraviețuit dintre cei care au fost internați la Pantelimon? Din cei care au fost internați la Pantelimon, păi am avut așa, deci trei pacienți intubați, din care toți trei erau de la bun început instabil, hemodinamici, deci erau pe suport inotrop și vasopresor. Unul a plecat a doua zi la Floreasca, deci imediat, deci nu știu, sub 24 de ore a plecat la spitalul Floreasca și de acolo a plecat în afară. Uh-huh. Și am înțeles că ar fi supraviețuit, trăiește, dar nu a fost tratat la noi, deja noi n-a stat decât câteva ore. Uh-huh. Nu știu dacă a stat o zi întreagă, 24 de ore. Ceilalți doi au murit, deci așa, și Alex Chelba a murit, toți trei au murit. Dar unii au murit în altă parte, deci au plecat, au fost transportați în spital. Am înțeles. Da, o pacientă a murit chiar în garda mea, mi se pare. Da, o pacientă a murit în garda mea. Și ceilalți doi, Alex Chelba a murit la spitalul de Arș, dar deja când a plecat de la noi era în stare foarte gravă. Deci de când a plecat de la spitalul Pantelimon. Și cealaltă pacientă care a plecat tot în stare foarte gravă, a plecat undeva în sănătate transferată. Probabil că aveau alte șanse dacă erau de la început, părerea mea, opinia mea, transferați în alte spitale, în afară, opinia mea, deci asta este opinia mea, părerea mea, dacă erau transferați de la bun început în spitale, pregătite pentru așa ceva, aveau alt prognostic. Vă dați seama, în afară, cum arată, am văzut de la televizor, deci cum arată un adevărat spital pregătit pentru așa ceva. Sunt alte condiții, iar spitalele care pot trata Arș sunt foarte puține. E un pacient foarte costisitor. Vă dați seama, patul lui, cada lui, lenjerie schimbată zilnic. Deci un astfel de pacient trebuie să aibă o igienă corespunzătoare. E foarte importantă igiena la ei. Degeaba îi faci profilaxie antibiotică dacă tu nu poți să-i asiguri o igienă. Trebuie să ai o asistentă care să se ocupe de un singur pacient. La noi există, ce să vă spun, sunt trei asistente care se ocupă de 30 de pacienți. Vă dați seama ce să facă acea asistentă mai întâi? Nici nu poți să-i ceri. Cum ați muncit în noaptea aceea? Cât ați muncit? Păi am muncit toată noaptea, ce să vă spun. A fost groaznic. N-am putut să mă recuperez. Cred că au trebuit să-mi treacă 3 zile ca să pot să-mi revin. Și șocul m-a urmărit. Îmi vă spun, aveam mirosul de fum care mi-a persistat câteva zile bune, dacă nu săptămâni. Și imaginea lor. Îmi pare rău de Alex Chelba că a murit, ce să vă spun, faptul că am stat de vorbă cu el și au apărut niște complicații extrem de grave. Dacă s-ar întâmpla ceva similar, Doamne ferește, într-un viitor apropiat, ce șanse au de supraviețuire acum în condițiile care sunt în prezent în spitalele din România? Părerea mea că șansele de supraviețuire în spitale care nu sunt cu profil de arsuri, care nu sunt spitale specializate pentru arsuri, șanse de supraviețuire sunt minime. Minime. Deci ar trebui din start de din acum start, încolo, opinia mea, trimis și în afară. Sau să se construiască și la noi un spital mare de Arș. Dar vă dați seama câți ani vor trebui să treacă până să ajungem la nivelul din Occident. Mai sunt mulți ani. Imediat după ce a avut loc incendiul de la colectiv, au existat discuții vis-a-vis de faptul că nu a fost trimis în străinătate și lumea a început să-și dea seama de, practic, de șansele pe care le-au ratat unele dintre victime care poate ar fi supraviețuit. Ați văzut că unii dintre ei care au fost transferați, deși au fost în stare foarte gravă, poate mult mai gravă decât cei care au rămas în țară, au supraviețuit acolo. Da, am supraviețuit. Deci eu am văzut pacienți care am rămas și eu șocată cum au ieșit într-un final. Cât de grave au plecat și cum ce s-a întâmplat, cum au putut fi salvați. În comunitatea medicală în urma tragediei din colectiv?
La ce vă referiți? Adică, practic, imediat după, s-a schimbat societatea, au ieșit oamenii în stradă, s-a dovedit că lucrurile nu erau în regulă în spitale, adică au ieșit foarte multe lucruri care până atunci erau ținute sub preș. Corect, este adevărat. Deci a fost o revoluție și cred că revoluția asta, în primul rând, a început în mediul de acolo, din spital. Adică bănuiesc că voi, între voi, medicii, v-ați dat seama... Da, ce să vă spun, la noi au fost niște probleme pe secție, strict pe secție. Deci nu vorbesc de chirurgi, colaborarea cu chirurgii a fost extraordinară, nu am ce să reproșez în opinia mea. Deci a fost o colaborare, organizare proastă în secția de terapie intensivă. Pentru că în alte spitale, spitalul militar central, unde mi-am făcut și rezidențiatul, acolo pacienții au fost, cum să vă spun, au fost împărțiți. Deci fiecare medic de anestezist terapie intensivă se ocupa de un ars. Fiecare medic, vă dați seama, deci nursing-ul pacientului era mult mai bun. Mult mai bine te ocupai. Una e să am un singur pacient de care să mă ocup și alta e să mă ocup de jumătate de terapie plus de arși. Un ars este un pacient extrem de critic, extrem de fragil, practic. Deci el necesită un timp mai mare pentru a putea să te ocupi de el și ca să poată să iasă pacientul. Da? Pe lângă condiții trebuie să ai și să ai mai mulți medici. Adică un medic trebuie să se ocupe de un ars, La noi a fost un singur doctor care se ocupa practic de jumătate de terapie plus de arși. De atunci, de când a fost scandalul cu colectivul, într-adevăr, mă rog, s-au schimbat și la noi probleme de organizare, s-au împărțit și saloanele. Adică sunt mai puțini pacienți care revin practic în grija unui doctor. Ceea ce este o chestie bună, dar lucrurile acelea trebuie să se întâmple atunci. M-ați înțeles? Trebuia să fie o organizare internă mai bună. Da? Să lăsăm deoparte lucrurile și să anesteziile care nu erau urgențe și să ne ocupăm de acei pacienți arși. E, acest lucru a lipsit la noi. M-ați înțeles? Ați păstrat legătura cu Jean Chelba. Da, este un om deosebit. Îmi pare rău ce să vă spun, că mie îmi pare rău și astăzi că am murit băiatului. Eu nu știu... Cred că dacă erau alte condiții, poate avea alte șanse. Alte șanse, nu știu. Eu zic că acel pacient trebuia să trăiască. Era pacient care a venit practic pe picioarele lui în spital. Venit pe picioarele lui, era conștient, era cooperant, desigur, era hipertensiv și, mă rog, avea un grad de obezitate. Erau niște factori de risc, dar asta nu însemna că nu avea șanse ca să trăiască. Am văzut pacienți mult mai grav decât el care au trăit, da? În străinătate. Nu știu. Ce credeți că ar trebui să schimbăm ca să nu se mai repete genul acesta de probleme pe viitor în sistemul de sănătate? Adică să avem un timp de reacție mai scurt. Să... În primul rând trebuie să avem mai mulți doctori, mai mult personal medical, mai mulți medici, na, pe terapie intensivă. Cu 5 doctori, noi suntem 5 doctori în tot spitalul, suntem foarte puțini. Vă dați seama, deci nouă ne revine să facem o gardă, facem în medie 6 gărzi pe lună. Sunt destul de multe gărzi, uneori facem gardă la două zile, deci trebuie angajat personal medical, trebuie încurajați medicii, rezidenții să facă această specialitate care este extrem de grea și în ultimul timp, dacă vedeți, este un deficit de medici anestezici, fantastic. Fantastic, deci este specialitatea cu cel mai mic număr, dacă nu mă înșel. Și la pediatria foarte puțin, am înțeles. Deci, vă dați seama, crescut numărul de asistente, deci în mod normal trebuie să ai o asistentă care se ocupe de un pacient sau cel mult de doi pacienți. Și atunci, tu de ce aveai și tu un medic bun dacă n-ai un nursing foarte bun? Adică dacă n-ai o asistentă foarte bună și care să aibă timpul necesar să se ocupe de acel pacient, să-i facă absolut tot ce-i trebuie, un nursing. Poate, mă rog, mă gândesc acum în cazurile de eu asta văd cum ar să se schimbe, adică așa văd eu lucrurile. Practic, pentru că un medic pe 30 de pacienți sau pe 15 pacienți nu poți să te ocupi la un adevărat nivel. M-ați înțeles? Crezi nu că ai cum. Am avea nevoie și un fel de strategie în caz de calamități de genul acesta? Da, adică că să da. Se coreleze între ele spitalele, fiindcă noaptea aceea da, și să fie o colaborare. Fost... Deci colaborarea este extrem de importantă, să nu colaborăm. Deci această colaborare este cheia succesului, să zic așa. Da? Deci trebuie să fie o colaborare între medici, între medicii din spital și între medicii din alte spitale. La vremea respectivă, noaptea aceea, aparținătorii nu știau unde sunt internați, fiindcă spitalele nu vorbeau între ele și se plimbau de la spital la spital. Erau nebuniți, îi trimiteau la morgă, îi trimiteau înapoi la spital, nu găseau. Nu... Erau greu de identificat, foarte greu. Foarte mulți au fost identificați după tatuaje, după diverse alte semne, pentru că toți, practic, semănau între ei. Semănau toți, erau...
pansație, mulți dintre ei erau intubați și semănau, nu puteai să-ți dai seama. Cum v-a schimbat experiența într-un final la un an de zile după? Adică ce... Da, seama că na, este o experiență, pentru mine este o experiență pozitivă. Eu zic că sunt mai orientată în ceea ce privește tratamentul unui pacient ars. Asta e opinia mea. Dar la nivel sufletesc, ca om? Îmi dau seama, sunt niște remușcări. Eu îmi reproșesc, v-am zis că acel pacient trebuia să trăiască. Poate o să fiu criticată pe acest subiect, pe acest lucru. Bine, atunci vă mulțumesc mult de tot pentru prezență.